Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiune Întrebare. De aici, din studioul Productions Media, noi vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să petreceți următoarele minute împreună cu noi. În seara aceasta, așa cum am obișnuit ca de fiecare dată, venim în fața dumneavoastră cu o temă și de asemenea cu un invitat, o revenire în studioul nostru a unui prieten drag, a unui om deosebit, un om al lui Dumnezeu. Așa că, fără să mai așteptăm, îi spunem bun revenit domnului doctorant Sorin Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane, misiunea Mizurii. Sorin, bine revenit! Cătălin, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Suntem așa de obișnuiți unii cu altul, unii cu alții și am făcut atât de multe emisiuni împreună, am discutat atât de mult încât de fiecare dată, atunci când te prezint, a devenit ceva foarte familiar, adică e ca și cum aș prezenta pe cineva din familie, cineva dintre cei foarte apropiați și lavă domnule, asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun și nu trebuie să mă gândesc întotdeauna la vreo formulă, știu eu, foarte diplomatică, pompoasă, atunci când stăm de vorbă. Așa, Sorin, suntem în perioada aceasta a premergătoarei Crăciunului și seara aceasta este o temă legată de această sărbătoare, despre avent, despre pregătirea pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Și pornim de la o, să spunem, constatare pe care o văd eu, o vezi și tu și o văd și telespectatorii noștri. Și atunci când se duc deja în magazine, în supermarketuri, deja văd produsele pentru sărbătorile de iarnă, în special pentru nașterea Domnului, pentru Crăciun, sunt puse la vedere, deja au apărut brazii, deja au apărut tot felul de produse de împodobire a casei, a bradului, de asemenea cozonaci și alte produse pe care noi le cunoaștem ca produse care țin de sărbătoarea aceasta. Acum, realitatea face ca și tu și eu și întreaga comunitate creștină practicantă să avem o înțelegere puțin diferită de față de ceea ce este sărbătoarea nașterii Domnului, sărbătoarea Crăciunului, cu ceea ce înțelege lumea aceasta materială, în special lanțurile mari de magazine și tot ce înseamnă aspectul acesta comercial. Așa că perioada aceasta adventului, cum o cunoaștem noi în lumea protestantă și nu numai, da? Este o perioadă foarte importantă și ar vrea să dedic emisiunea aceasta acestei pregătiri și a ceea ce înseamnă până la urmă sărbătoarea Crăciunului, inclusiv cu perioada de dinainte, perioada adventului, până la sărbătoarea naștere în sine, până pe data de 25 decembrie, care, pornind de la ziua aceasta 25 decembrie, ne duce într-o altă sferă a discuției noastre, și anume, dacă aceasta este adevărat, este data Crăciunului sau nu este data Crăciunului, dacă problema aceasta calendarului este o problemă reală sau este o problemă care merită discutată. Așa că, Sorin, aș vrea să, deja ți-am aruncat mai multe teme pe masă în seara aceasta, te rog să încep cum crezi tu și împreună vom merge. Dacă vom vorbi într-o anumită comunitate despre data Crăciunului, deja intrăm în niște contradicții și niște discuții la care probabil nu vom termina niciodată. Așa că problema aceasta, calendarul, într-adevăr, e o problemă care necesită o anumită atenție, mai ales că mulți dintre noi nu știm. Hai să fim serios, să recunoaștem că nu știm de ce e așa. Cătălin, biserica creștină a avut tot timpul în centrul misiunii ei, fie că vorbim despre misionarism, despre evangelizare, cum se spune în prezent, fie că vorbim de închinarea liturgică, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia este centrul, nucleul în jurul căruia se adună eclezia, se adună biserica, se adună cei credincioși. Ca atare, acest cuvânt al lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, a fost mereu sub analiza bisericii cu privire la modul în care ea trebuie să fie prezentată oamenilor. În bisericile tradiționaliste, să spunem, cele romano-catolice, cele ortodoxe, dar și cele luterane le putem încadra la acest capitol, ca și în celelalte biserici protestante, Evanghelia, indiferent câte comentarii am putea aduce la această frază, ocupă locul pe care l-am vorbit, locul central.
liturghia este focusată pe citirea cuvântului, care are loc în ceea ce se numește liturghia cuvântului, apoi pe predicarea sau pe explicarea cuvântului și în cele din urmă, în bisericile tradiționale, se merge către liturghia sacramentului Euharistiei, despre care noi învățăm și noi luteranii de asemenea, că nu este altceva decât forma de predare a Evangheliei în mod individual. Dacă citirea Evangheliei și predicarea Evangheliei este valabilă pentru toată lumea, deci este cumva deschisă, administrarea Evangheliei în cadrul sacramentului Euharistiei se face individual. Biserica încă de la începutul ei a împărțit timpul liturgic, adică duminicile în care se ținea liturghie, într-un calendar pe care îl cunoaștem sub denumirea de calendarul liturgic al bisericii. Să fac o mică introducere cu privire la calendar, pentru că în lumea protestantă trebuie să afirm faptul că numai biserica luterană și alte câteva mici biserici, răzlețe non-luterane, mai urmează acest calendar liturgic. Calendarul liturgic a fost împărțit, a fost creat de către biserica post-apostolică cu scopul de a oferi o predicare coerentă a Evangheliei, astfel încât la sfârșitul fiecărui an bisericesc să se treacă prin întreaga Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos, predicându-se atât faptele Domnului nostru Iisus Hristos de-a lungul vieții sale pământești, dar și o parte din învățătura lui, în special cea regăsită în parabole, așa cum ne întâlnim în Sfânta Scriptură. Astfel, Evanghelia a fost împărțită pe fiecare duminică. Fiecare duminică a primit o anumită pericopă din Evanghelie, astfel încât, repet, la finalul anului bisericesc, cei care participă la liturghie să fi trecut deja prin întreaga Evanghelie. La momentul respectiv, gândește că vorbim aici despre secolele 1, 2, 3, 4, la momentul respectiv era extrem de important, pentru că Scriptura nu era, în primul rând, la îndemâna oamenilor așa cum o avem astăzi. Și pentru foarte mulți creștini, participarea la liturghie reprezenta singurul moment în care aceștia interacționau cu citirea și cu explicarea Evangheliei. Așadar, pentru acești oameni era extrem de important să participe la liturghie și, mai mult decât atât, să se întâlnească cu Evanghelia într-un mod coerent, astfel încât să o înțeleagă pe toată. Biserica a împărțit calendarul bisericii, sau mă rog, acum o să vorbesc dintr-o perspectivă apuseană, pentru că trebuie să înțelegem că există această discrepanță între tradiția răsăriteană, în speță ortodoxă, respectiv cea apuseană romano-catolică și luterană la acest capitol. Tradiția apuseană împarte calendarul în trei mari timpi, așa se numește. Se numește timpul Crăciunului, cel în care ne apropiem să intrăm în acest moment. Anul bisericesc debutează întotdeauna la finalul lunii noiembrie și uneori prinde primele zile din decembrie. Dar, în general, anul bisericesc debutează cu ultimele zile ale lunii noiembrie. Începe timpul Crăciunului, apoi este urmat de timpul Paștelui și de timpul bisericii. Fiecare timp, la rândul său, este împărțit în așa numitele sezoane. Timpul Crăciunului, de exemplu, este împărțit în sezonul Adventului, care cuprinde primele patru duminici ale anului bisericesc, duminici care preced sărbătoarea Crăciunului. În bisericile luterane, culoarea liturgică este culoarea mov sau purpuriu, o culoare care vorbește despre introspecție. Timpul Adventului, despre care vorbim, este un timp al pregătirii pentru sărbătoarea nașterii Domnului, care reprezintă Adventul care a avut acum loc acum aproximativ 2000 de ani la Betlehem, când Fiul lui Dumnezeu a coborât din ceruri, luând asupra sa natura umană, devenind om asemenea nouă și trăind ca om printre noi, dar reprezintă în același timp și o pregătire pentru Adventul
care ne stă în fața, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, care va pune capăt acestei istorii și ne va duce pe toți în împărăția lui Dumnezeu, sigur pe toți cei credincioși. Timpul Adventului este urmat de, pe scurt, de timpul Crăciunului, care în general este format din una sau două duminici, nu mai mult, și cuprinde sărbători extrem de importante. Avem, de exemplu, sărbătoarea Crăciunului pe 25 decembrie, apoi este sărbătorit Sfântul Apostol Ioan, apoi se sărbătoresc martirii, copiii martirii, pruncii martiri, care au fost martirizați de către Irod la Betlehem atunci când în tentativa lui de a-l ucide pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi îl comemorăm pe Sfântul Ștefan, pe Sfântul Diacon și martir Ștefan. Apoi este Sfântul Împărat David, iarăși prezent în această parte. La 1 ianuarie, pe lângă Sfântul Vasile, care nu apare totuși în calendarul, de exemplu, luteran, să zicem așa, dar la 1 decembrie are loc o sărbătoare extrem de importantă, o sărbătoare despre care ne aducem înainte că s-a întâmplat un eveniment care s-a întâmplat la 8 zile distanță de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și care a fost tăierea lui în prejur. Apoi urmează un sezon minunat, sezonul Crăciunului este urmat de sezonul că sezonul Crăciunului este de culoare albă, că tot am amintit de culoare, pentru că culoarea albă semnifică puritatea, semnifică lipsa păcatului, sfințenia, iar venirea Domnului nostru Iisus Hristos în această lume a adus această sfințenie pe care cu toții, sigur, ne-o dorim. Apoi urmează sezonul Epifaniei, care începe cu sărbătoarea Epifaniei Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care este o sărbătoare distinctă în tradiția ortodoxă față de tradiția apuseană. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea Epifaniei este, dacă nu mă înșel foarte mult, la 6 ianuarie și este întotdeauna asociată cu botezul Domnului nostru Iisus Hristos. În tradiția luterană, ca și tradiția romano-catolică de altfel, Epifania celebrează sau comemorează vizita pe care înțelepții de la răsărit i-au făcut-o Domnului nostru Iisus Hristos imediat după nașterea sa la Betlehem. Urmează apoi tot în sezonul Epifaniei, prima duminică după Epifanie, care e asociată cu botezul Domnului, după care urmează mai multe duminici ale Epifaniei. Sezonul Epifaniei este sezonul în care discutăm sau citim și explicăm acele pericope din Scriptură care ne vorbesc despre revelarea Fiului lui Dumnezeu în omul Iisus din Nazaret. Apoi este și schimbarea, sărbătoarea numită schimbarea la față în acest sezon al Epifaniei. Apoi urmează un sezon foarte interesant numit sezonul postului mare, un sezon de asemenea de culoare mov, care se întinde pe 46 de zile la tradiția apuseană și pe doar 40 de zile la tradiția ortodoxă. Diferența aceasta de 6 zile este dată de prezența a 6 duminici în tradiția apuseană, duminica neputând să fie niciodată o zi de post, Cătălin, pentru că este duminica învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care este întotdeauna o zi a veseliei. Culoarea este de asemenea mov, ca și culoarea Adventului, pentru că este o orintospreție, o pregătire a credinciosului în vederea sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ultima duminica postului fiind și duminica Palmarum sau duminica Florilor, așa cum o cunoaștem cu toții, intrarea Domnului nostru Iisus Hristos triumfală în Ierusalim. Urmează apoi săptămâna patimilor, care are intercalată joia mare, vinerea neagră și se termină cu duminica învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care dă startul totodată noului sezon sau sezonului de Paște, sezonul învierii, sezonul pascal, care la rândul lui se întinde până la sărbătoarea Rusalilor sau Cincizecimii, care încheie acest sezon pascal, iar apoi culoarea este albă și în acest caz, pentru că vorbim de învierea Domnului și învierea noastră, iar mai apoi urmează timpul bisericii, care conține un singur sezon. Noi îl numim sezonul Sfintei Triimi sau sezonul Trinității. Este cel mai lung sezon al anului, aproape jumătate. Este lipsit de sărbători importante,
Sunt câteva sărbători, dar nu atât de importante ca în prima parte a anului și este un sezon în care se pune accentul pe creșterea bisericii prin înțelegerea învățăturii pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat-o. Sezoanele acestea, unele dintre ele sunt întotdeauna fixe, de exemplu sezonul Adventului este un sezon fix, cuprinde exact 4 duminici, indiferent de situație. Sezonul Crăciunului nu este un sezon fix, este un sezon care variază în funcție de data la care sărbătorim Paștele. Apoi, sezonul Epifaniei, de asemenea, este un sezon mai lung sau mai scurt, poate să conțină mai multe sau mai puține duminici, de asemenea fiind dependent de sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea, sezonul postului mare este un sezon fix, cuprinde exact același număr de zile, doar că diferă ca moment de timp. Iar sezonul Trinității, sezonul Paștelui este de asemenea un sezon bine definit, cuprinde exact același număr de duminici de fiecare dată, iar ultimul sezon, sezonul Trinității, este un sezon de asemenea variabil. Cam asta ar fi în mare, parcurgând fiecare duminică a bisericii, lecționarul, cel puțin în biserica luterană, există un lecționar, adică păstorul nu merge să predice ce vrea el sau, nu știu, un ciclu de predici pe care el și le dorește, ci fiecare duminică în parte are anumite texte care se citesc și care se predică, texte care sunt din Vechiul Testament, din Epistolele Noul Testament, respectiv din Evanghelie. De obicei fiind predicat textul din Evanghelie și în felul acesta, la finalul anului, după un an de participare la liturghie, putem să spunem că omul a trecut prin toată liturghia. Acum că am făcut această introducere rapidă și, bineînțeles, necesită multe alte explicații, dar doar ca să înțeleagă telespectatorii noștri la ce ne referim, mă întorc la sezonul Adventului, pe care foarte frumos l-ai pus și pe acest ecran. Ceea ce se vede în această fotografie este coronița de Advent, așa o numim noi. Este o coroniță făcută din crengi de brad, împodobite cu diverse lucruri, cum vedem aici, conuri de brad și așa mai departe. Importante sunt cele 4 lumânări pe care le vedem, fiecare dintre ele reprezentând câte una dintre cele 4 duminici. Haideți să spun un pic... Da, vreau să ne explici puțin, pentru că inclusiv în lumea evanghelică și mai mult în lumea aceasta tradițională, ortodoxă, oamenii nu-l cunosc. Au auzit, poate au văzut, au mai vizitat, mai ales cei care au mai fost prin străinătate, în filme apar tot felul, în filmele americane apar aceste lumânări și oamenii nu știu de unde, ce și cum. Coronița de Advent este de origini luterane, ca și bradul de Crăciun, numai că a fost adoptată foarte destul de rapid, adică la scurt timp după apariția ei, și de către lumea romano-catolică. De aceea putem să spunem că este tradițională în apusul Europei, ci nu în răsăritul ei. Sezonul Adventului este întotdeauna în Europa, dar și aproape în toată emisfera nordică, ci și în Europa și în America de Nord, un sezon dificil din punct de vedere al condițiilor de climă, lumină puțină, foarte mult întuneric, frig, zăpadă și așa mai departe. Imaginați-vă cam cum era acest sezon în urmă cu 300-400 de ani. Era un sezon destul de nefericit. Se întuneca foarte devreme, era foarte frig, ploaie, zăpadă, îngheț. Oamenii nu prea erau fericiți, pentru că la vremea aceea străzile nu se luminau electric, nu exista căldură în casă. Deci era practic o încercare dificilă pentru fiecare om. Și atunci un păstor luteran s-a gândit că el conducea un cămin de copii orfani, s-a gândit că trebuie să găsească o soluție să dinamizeze cumva viața acestor oameni, acestor copii în principal. Și așa a inventat această coroniță. Inițial era o coroniță foarte mare și conținea cât o lumânare pentru fiecare zi a Adventului,
o lumânare micuță și o lumânare mai groasă, de culoare diferită, care se arăta fiecare duminică în parte. Și în fiecare zi copiii se adunau și aprindeau câte o lumânare, cântau, se bucurau și știau că a mai trecut o zi în așteptarea Crăciunului. Din punct de vedere, mă rog, după o vreme această coroniță s-a schimbat, a apărut această schimbare și au rămas doar cele patru lumânări care reprezintă cele patru duminici ale fiecărui, ale Adventului. De regulă veți mai vedea coronițe care au trei lumânări roșii și una dintre ele este un purpuriu deschis, un lila, cum s-ar spune, Duminica Gaudete sau Duminica Bucuriei, care nu este o duminică de post. Și atunci se simbolizează cu o lumânare de culoare diferită. Creștinii luterani, de exemplu, în fiecare duminică aprind câte una dintre lumânări, cu presupunerea că cealaltă rămâne aprinsă. Deci, în prima duminică, care poartă denumirea de Duminica Ad Televavi, este aprinsă prima lumânare. În Duminica Popolul Zion, a doua duminică din Advent, este aprinsă prima lumânare și a doua lumânare. Deci, fi două lumânări aprinse. În Duminica Gaudete, cea de-a treia, se aprind trei lumânări, iar în ultima duminică vor fi aprinse toate cele patru, știindu-se că imediat după aceea, uneori chiar ziua următoare, poate să pice ziua Crăciunului, ziua nașterii Domnului, pe care întreaga comunitate o celebrează solemn și pentru care de altfel ne pregătim în toată această perioadă. Unii creștini luterani se pregătesc cu post, cu rugăciune. Postul însă la noi, la luterani, ca și la romano-catolici, de altfel este o noțiune un pic diferită față de cea ortodoxă. De regulă nu există o normă cu privire la ce anume să mănânci, pentru că postul nu trebuie să vizeze în mod special alimentul pe care tu îl bagi în gură, ci atitudinea ta sufletească în ceea ce privește pregătirea pentru Dumnezeu și de obicei, pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și de obicei, în aceste condiții, fiecare creștin luteran își adoptă un anumit mod de a posti. Unii se abțin de la alcool, alții de la ciocolată și fast food, alții de la carne, fiecare cum crede de cuvință că trebuie să facă. Slavă Domnului, e foarte important ceea ce ai spus, pentru că pregătirea aceasta este în special o pregătire spirituală, introspecție. E o perioadă în care te uiți la tine în lumina Sfintei Scripturi, până la urma urmelor, dacă asta e cel mai important. Categoric. Și apoi încerci să te pui în regulă, să redevii ceea ce Biblia spune. Vezi unde te-ai bătut și te pocăiești. E perioada în care te bucuri de nașterea Domnului, de ceea ce noi numim nașterea Domnului atunci când o sărbătorim, dar cu o inimă deja care trece prin patru săptămâni de pregătire. Nașterea Domnului reprezintă venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ pentru mântuirea noastră. Crucea începe la Betleem, în Iezlea de la Betleem. Foarte frumos. Iar în această pregătire de Advent, noi nu facem altceva decât să ne gândim la motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ, și motivul este unul foarte clar: datorită păcatului nostru pentru a venit El pe pământ. Motivația, deci asta e motivul, motivația este că a venit să ne salveze din acest păcat. Și atunci aceasta este atitudinea noastră spirituală, gândindu-ne la cât de minunat este Domnul, care în marea Lui iubire pentru noi nu a hotărât să ne pedepsească, ci a hotărât să îl pedepsească pe Fiul Său în locul nostru. Pedeapsă, umilință, care a început, putem să spunem, bine, nu o să intrăm acum în detalii teologice, dar care a început odată cu nașterea sa, cu venirea sa, cu întruparea sa în această lume, nu și cu întruparea efectivă, dar cu trăirea Lui în această lume. Și acesta este motivul pentru care ne pregătim pentru întâmpinarea celui sfânt care vine în mijlocul nostru să ne salveze. De aceea, de exemplu, în lecționarele bisericilor luterane, în special acelor confesionale,
pericopa care se predică întotdeauna în prima duminică din Advent, duminica Televavi se numește, este intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Tocmai asta e, că e o distanță... Este o distanță enormă, însă unește cele două momente. Crucea cu Betleemul sunt legate cu o linie excepțională între ele. Pentru că Iisus Hristos s-a întrupat la Betleem ca să ajungă la cruce. Foarte frumos spune Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 9, chiar la final, ultimele versete, versetul 50-51, când spune că și-a întors privirea hotărât să meargă la Ierusalim. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat la Betleem ca să meargă la Ierusalim. Ierusalimul nu a apărut întâmplător în existența sa pe acest pământ, ci totul a fost un plan bine determinat. El s-a născut în Iezlea de la Betleem ca să ajungă pe crucea de la Ierusalim. Și atunci, în momentul acesta al intrării triumfale, binecuvântat fie cel ca Osana, fiului lui David, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, a strigat atunci oamenii, leagă cele două momente într-un mod minunat din punctul meu de vedere. Tot acest parcurs pe care Domnul Hristos îl are, mi-a plăcut foarte mult când ai zis că crucea Domnului Hristos începe în staulă de la Betleem. E așa o reprezentare dintre aceasta foarte dulă. De obicei la o naștere te bucuri, da? Când se naște un copil, e o bucurie mare și apoi deja în momentul când se naște te gândești deja la partea finală, la cruce, la suferință. Sigur, pentru că atunci când copiii noștri se nasc, ei se nasc spre viață, așa spune numele Domnul nostru Iisus Hristos a născut spre durere și spre moarte. Asta îi și spune Sfântul Simeon mamei sale. Îi spune că o sabie îți va străpunge sufletul. Copilul acesta s-a născut pe ridicarea multora, dar și spre doborârea multora. El va crea un conflict. Iisus Hristos vine la Betleem în lumea aceasta, Fiul lui Dumnezeu coboară la Betleem în lumea aceasta și confruntă lumea într-un mod în care ea n-a mai fost niciodată confruntată de la crearea ei. Și nu numai că o confruntă, Cătălin, dar o și schimbă, o transformă într-un mod în care nu a mai fost niciodată, iar lumea, de la, odată cu prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, nu va fi niciodată lumea dinaintea prezenței Domnului. Deci, Domnul Iisus Hristos vine în această lume să recreeze lumea afectată de păcat, așa spunem noi, nu? Are loc noua creație prin moartea și învierea lui Hristos. De aceea noi sărbătorim duminica. Sâmbăta, de exemplu, reprezintă memorialul creației, da? Cea de-a șaptea zi calendaristică în care Domnul nostru Iisus Hristos, în care Dumnezeu s-a odihnit. Citim în Geneza faptul că Dumnezeu și-a făcut lucrarea creatoare în primele șase zile, iar în ziua șaptea, care este ziua sâmbetei, indiscutabil, El s-a odihnit. Dar foarte mulți mă întreabă de ce noi celebrăm duminica? Exact. Pentru că duminica este, haideți să-i spunem așa, ziua creației celei noi. O nouă creație s-a arătat la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, ziua duminicii, ziua a opta, cum o numim noi, este ziua perfecțiunii, ziua odihnei noastre eterne în Hristos. Și asta s-a întâmplat cu lumea acolo. Lumea s-a transformat, lumea a devenit alta. Iar această lucrare uriașă de recreere a lumii, această nouă creație, începe cu întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Devenit una cu noi, trăind printre noi, luând asupra sa toate păcatele fiecăreia dintre noi, devenind purtător de păcat, devenind datorită purtării păcatului nostru cel mai mare păcătos condamnat vreodată de lege, și astfel îl readuce totul, renoiește totul, recrează totul. Acestea sunt lucrurile pe care Adventul ne cheamă să le rememorăm în mintea noastră și prin intermediul lor să ne pregătim noi înșine pentru toate lucrurile acestea minunate care urmează să le trăim împreună cu Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Excelent! Foarte frumos, Sorin! Vreau să te întreb
un aspect mai particular al acestei sărbători. Cum se sărbătorește perioada aceasta premergătoare și chiar perioada Crăciunului în familie, în bisericile luterane? Sau cum ai văzut, cum se practică de obicei? Luteranii au fost întotdeauna oameni care le-au plăcut să sărbătorească. În general, în timpul Adventului, pot să spun cum se întâmplă în familia noastră, chiar te rog. Iar pentru fiul meu, Matia, a fost întotdeauna o reală bucurie, a fost ca imediat după ce ne întorceam de la biserică și luam prânzul împreună, să aprindă el această lumânare de Advent de fiecare dată și să ne bucurăm. Bineînțeles că Matia avea talentul în general să o aprinde de vreo 20 de ori, să o stinge, să o reaprinde, să o stinge, să o reaprindem, atât de încântată era. Și bineînțeles să numărăm non-stop cât mai e până la Crăciun, pentru că de fapt rolul coroniței de Advent asta era, nu să ne semnaleze în care duminică din Advent ne aflăm, ci cât timp a mai rămas până era la o luminiță pentru fiecare zi. Deci întotdeauna practic accentul se pune pe câte lumânări sunt stinse mai degrabă decât pe câte lumânări sunt aprinse, pentru că cele aprinse sunt cele din trecut, cele stinse sunt cele care urmează să le trăim. Și bineînțeles, legat de toate celelalte lucruri, împodobirea bradului de Crăciun, bucuria colindului și așa mai departe, care toate urmează pe măsură ce lumânările acestea se aprind una după cealaltă. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a bucuriei, sărbătoarea nașterii este o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare care ne aduce aminte de familie, știi că oamenii călătoresc, se întâlnesc cu limitele de rigoare în perioada aceasta, dar e o bucurie în care familiile stau împreună, copii, părinți, poate chiar bunici, vin la oaltă și stau la masă, se bucură, merg la liturghie împreună, merg la biserică, cântă, se bucură și au o părtășie, să spunem așa. Și aduc aminte de ceea ce Dumnezeu a creat și mai ales de jertfa pe care Domnul Hristos a făcut-o, începând din iesle, așa cum tu ai menționat. Este foarte mare păcat, Cătălin, faptul că sub influența unor teologi radicali, multe biserici protestante au ajuns să repudieze cumva sărbătoarea Crăciunului și toate lucrurile asociate de Crăciun și exact cum ai spus tu, în loc de o sărbătoare a bucuriei în mulți dintre acești creștini ultra-radicali, dacă pot să-i numesc așa, să găsești mai degrabă o tristețe ca de mormânt, adică regăsești cam aceeași tristețe pe care teoretic ar trebui să o găsim în timpul postului, o găsești la ei în timpul Crăciunului. Sub tot felul de motivații, că de fapt Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi născut în 25 decembrie, că atunci, de fapt, că această zi a reprezentat ziua păgâna soarelui, sărbătoarea soarelui. Și multe, multe astfel de teorii pe care le găsim prezente foarte, foarte des, din păcate, în foarte multe biserici protestante astăzi. Și un alt motiv pe care l-am văzut și chiar am fost surprins să văd că unii neagă și nu se mai bucură de Crăciun, datorită comercializării excesive. Și spunea că noi nu facem mai pentru că toată lumea face, noi nu facem brad pentru că iar e un simbol păgân, noi nu facem nu știu ce mâncare, că iar o face toată lumea care nu are nicio treabă cu Crăciun. Într-adevăr, sărbătoarea aceasta de la nașterea Domnului s-a dus foarte mult înspre zona comercială, în tot felul de moș Crăciun, daruri și tot felul de bucurii, care n-au, până la moment, nu, până la un moment dat, nimic în comun cu nașterea Domnului. Dar până la urmă este o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare în care mulți dintre noi, majoritatea celor care suntem creștini practicanți, ținem mereu, știm valoarea și nu îi denaturăm valoarea acestei sărbători. Eu nu cred că noi ar trebui să renunțăm, de exemplu, la un anumit lucru doar pentru că același lucru este întrebuințat în mod eronat de o mare masă de oameni. Eu nu cred, de exemplu, că ar trebui, nici nu știu ce exemplu să dăm, să nu consumăm un anumit aliment doar pentru că foarte mulți îl consumă. Ok, sunt foarte de acord cu tine cu afirmația că această sărbătoare a Crăciunului a fost denaturată într-o direcție economică, consumeristă. Oamenii nu mai sunt absolut deloc atenți la esența sărbătorii, venirea printre noi
a Domnului nostru Iisus Hristos, acum aproximativ 2000 de ani la Betlehem. Domnul Iisus Hristos aproape că lipsește din marea majoritate a poveștilor de Crăciun moderne. El este înlocuit de Moș Crăciun, care este mult mai atractiv pentru cei mai mulți oameni decât Hristos și povestea de la Betlehem. Dar acest lucru nu ar trebui să ne facă pe noi creștinii să repudiem la rândul nostru această sărbătoare, ci rolul nostru este tocmai să arătăm lumii în care trăim care este adevărata poveste a Crăciunului și care este adevărata valoare a Crăciunului în viața fiecăruia dintre noi, sigur delimitându-ne de lucrurile care nu aparțin Crăciunului într-un mod spiritual, dar nerenunțând la lucrurile care trebuie să se întâmple, în definitiv. Slavă Domnului! Sorin, dacă ne apropiem de încheiere și spre final, ca întotdeauna, doresc să ai un mesaj. Suntem în apropierea Crăciunului, este un mesaj, un gând, un verset pe care de obicei îl spui în perioada aceasta a Adventului. Te rog să-l rostești ca o încurajare, ca un gând de bucurie, ceva care de obicei îți face ție, în primul rând, bucurie, îți aduce aminte de acest moment foarte important al vieții noastre și mai mult, cred că poate încuraja și pe cei care ne urmăresc. Cătălin, efortul meu foarte mare ar fi ca oamenii să înțeleagă cât de important este acest moment în viața noastră de credință, de ce avem un Crăciun. Sigur, m-ar interesa foarte mult și să vedem de ce l-avem acum pe 25 decembrie, pentru că, de fapt, cred că marea controversă nu este legată nici măcar de direcția aceasta mai puțin creștină pe care o ia sărbătoarea creștinului, cât marea controversă este legată de momentul acesta în care mulți creștini asociază Crăciunul cu o practică păgână, lucru pe care eu îl consider complet fals. Și mi-aș dori foarte mult să existe o posibilitate, poate de comun, mai mulți invitați, să vedem de ce există această problemă în societatea creștină. Dar trecând peste, pentru că nu este timp pentru așa ceva, tot ceea ce pot să spun este că pruncul Iisus se naște acolo la Betlehem pentru a merge la cruce, iar tot acest drum este drumul mântuirii noastre, este drumul exodului nostru, este adevăratul exod al omului din robia păcatului spre țara promisă, spre împărăția lui Dumnezeu. Și noi trăim acest exod împreună cu poporul lui Dumnezeu și împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, mergând împreună de la Betlehem la Ierusalim, pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Așadar, odată cu Adventul, începe această minunată călătorie pe care o vom avea timp de un an de zile prin toate lucrurile care au fost făcute pentru mântuirea noastră. Poate că prima duminică din Advent ar fi un moment bun pentru creștini să își înceapă călătoria aceasta de a merge duminică, duminică, de duminică la biserică și de a parcurge drumul Evangheliei, să-i spunem așa. Din păcate, astăzi mulți creștini, cel puțin în lumea luterană, cunosc pe mulți care doar în această duminică merg la biserică. Mi-aș dori foarte mult ca acest lucru să se schimbe, Cătălin. Ai atins un punct sensibil al discuției noastre. Mai avem câteva minute și vreau să subliniem ceea ce ai zis și să încercăm să venim cu o soluție. Vezi tu, Sorin, perioada aceasta în care trăim, și vă urmăresc doar la pandemie și la perioada aceasta de boală, ci la lumea aceasta care e super tehnologizată, super consumeristă, cum spuneai tu, oamenii care nu mai prețuiesc nimic din ceea ce este spiritual, decât foarte, foarte puțin, care nu mai văd un ceva care merită timpul acela petrecut la biserică ca timp investit pentru viața lor. Cu acești oameni tu lucrezi și noi lucrăm și încercăm să readucem sărbătoarea aceasta cel puțin în ochilor, să le expunem și să le explicăm, astfel să încercăm să-i redirecționăm sau să întoarcem către ceea ce într-adevăr
comunitatea creștină a fost odată. Să prețuiască într-adevăr ceea ce merită de prețuit, să investească în ceea ce merită investit și mai ales să-i dăm sărbătorii Crăciunului ceea ce este nașterea Domnului. Aici avem o problemă. S-a devalorizat atât de rău încât oamenii chiar nu mai simt nevoia. Și pentru tine o provocare. Și pentru noi. Să știți că ce spui tu acum. Noi când vorbeam despre biserică, trebuie să spun asta și te las. Vorbim noi creștini, ai văzut că am folosit în seara aceasta de câteva ori termenul creștin practicant. Era un termen pe care noi îl foloseam foarte mult în bisericile tradiționaliste. Dăm voie să spun că începem să-l folosim și în bisericile evanghelice. De ce? Pentru că sunt creștini, născuți, crescuți, poate în familie, educați în spiritul acesta al Evangheliei, dar care vin din Paște în Crăciun, inclusiv în bisericile noastre. Sau care vin foarte des, dar cu alte scopuri. N-au nicio treabă cu ce sunt... Văd biserica mai degrabă ca un loc în care se întâlnesc cu prietenii și se... Că așa au fost învățați. După o săptămână în care au stat despărțiți de aceștia. Crăciunul poate să redevină valoros în mintea oricărui om atunci când va fi înțeles ca parte al lucrării de mântuire a omului păcătos pe care Dumnezeu a lucrat-o prin Fiul Său, Iisus Hristos. Deci, practic, când își va găsi, își va fi regăsit locul în planul de mântuire al lui Dumnezeu. În momentul în care omul va înțelege că este păcătos, că este înrobit păcatului, că este pierdut, asta face Adventul. Ți-aduce aminte. Asta fac cele patru săptămâni din Advent. Ne aduc aminte de faptul că noi suntem pierduți, de faptul că păcatul ne-a înrobit, de faptul că datorită păcatului nostru suntem sortiți pierzării veșnice, legea lui Dumnezeu, care este valabilă și pe care nu a înlăturat-o crucea. Spune clar, blestemat este oricine nu împlinește toate cuvintele acestei legi. Deci iată, reflectăm la faptul că ne aflăm sub blestemul legii datorită propriilor noastre păcate. Reflectăm la cine suntem. Iar în virtutea acestui lucru vedem sărbătoarea Crăciunului. Da? De ce coboară Fiul lui Dumnezeu pe acest pământ? Ca să salveze oaia cea pierdută, care sunt eu. Să găsească moneda pierdută, care sunt eu. Să-l ia înapoi acasă pe fiul risipitor, care sunt eu. Să-l îmbrace pe cel gol, care sunt eu. Și așa mai... Să vindece pe cel orb, care sunt eu. Să dea puterea de a merge celui șchiop, care ghici, sunt tot eu. Să învie pe cei morți, care sunt eu. Pentru că în viața de zi cu zi, eu nu sunt decât un mort spiritual pe această planetă. Sunt un surd spiritual, un orb spiritual, un mort spiritual, un flămând, un om gol și așa mai departe. Și aceasta reprezintă ieslea de la Betleem, reprezintă venirea lui Dumnezeu în această lume ca să ia asupra lui toate aceste păcate ale mele, toate aceste probleme spirituale, toată această robie în care eu mă aflu, ca eu să fiu eliberat și să pot să redevin fiu sau fiică a lui Dumnezeu. Dacă privim Crăciunul doar din perspectiva lui așa de entertainment, sigur că pierdem toate lucrurile astea din vedere și atunci el se va devaloriza și unii oameni îl vor aprecia, alții îl vor disprețui, însă dacă rămânem conectați cu realitatea spirituală a Crăciunului, nu avem cum să nu ne bucurăm într-un mod cu totul și cu totul special de acest timp, împreună cu Biserica lui Hristos. Slavă Domnului! Zic amin la ceea ce ai zis, Sorin. Slavă Domnului! Așa să fie, să ne bucurăm împreună cu familiile noastre, cu bisericile noastre și Domnul să ne dea nouă puterea să continuăm, să fim și noi o aducere aminte pentru cei din jurul nostru. Așa cum aceste lumânări sunt o piatră de aducere aminte pentru cei care le văd și noi prin vocile noastre, prin emisiunile noastre, prin predicile, prin știu eu, toate activitățile emisionare pe care tu le faci, acolo unde Dumnezeu te cheamă să fim și noi o aducere aminte, să Dumnezeu să se folosească de noi, astfel încât și prin jertfa noastră să se facă ceea ce trebuie făcut. Dacă mi-este permis să spun emisiunea ta, Crăciunul acesta, Biserica Luterană Confesională din România, pe care eu o slujesc, va sărbători
într-un mod minunat, pentru că în mila lui Dumnezeu, acum, cu prima duminică din Advent, vom celebra prima liturghie în parohia noastră din orașul Brașov. Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a deschis uși, ne-a dat har și iată că pe lângă București, Suceava, Sofia, Caterinii, avem de acum o nouă parohie în orașul Brașov. Iar dacă cineva este interesat, sigur pe site-ul bisericaluterana.ro poate să găsească toate aceste detalii. Slavă Domnului! Domnul să dea o biserică pe care, o parohie pe care eu am fost învrednicit să o slujesc, deci mă mut de la București la Brașov, dar voi continua să fiu întotdeauna la dispoziție pentru emisiunile tale. Slavă Domnului, Sorin, mă bucur pentru tine, pentru parcursul acesta frumos. Stimați prieteni, probabil vă întrebați de ce Sorin este mereu de foarte multe ori prezent în emisiunea aceasta. În primul rând vreau să-i mulțumesc și vă spun și dumneavoastră, pentru că Sorin este omul care de fiecare dată atunci când l-am solicitat, de fiecare dată atunci când a avut pe inimă să vină, a venit, fără nicio ezitare. Cu mare plăcere. Câteodată a fost atât de din scurt, câteodată l-am pus direct în fața temei pe care i-am prezentat-o, dar Sorin niciodată n-a zis nu. Și asta este mare lucru, ca în ziua de astăzi să avem oameni disponibili să slujească, chiar dacă nu este confortabil pentru ei, să renunțe la toate, la prioritățile pe care le au și să vină să stea aici împreună. Așa că, Sorin, cu siguranță vei face treaba acolo, sunt sigur de asta. Și voi veni și la tine. Cu siguranță vei fi aici și slavă Domnului. Foarte departe. Slavă Domnului, vom fi împreună și îți mulțumesc. Cu Sorin ne cunoaștem de mult timp, am fost colegi la master în teologie, ne știm bine, ne cunoaștem bine teologia, să nu aveți nicio îndoială, ne știm multe lucruri, așa că cu drag îl binecuvântăm și noi în misiunea acolo la Brașov și mulțumesc. Domnul să fie de partea ta. Și cu voi, Cătălin. Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim, vă binecuvântăm și în seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră, noi de aici vă salutăm, până data viitoare, la revedere! Thank you.